Haideți să deschidem Sfintele Scripturi la Ioan, capitolul 12. De unde vom citi în această seară 11 versete. Textul nostru în această seară. Ioan, capitolul 12, pagina 1042. Începem citirea cu versetul 1. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce punea în ea. Dar Iisus a zis: las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mulțime mare de iudei au aflat de Iisus că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Amin. Poporul Domnului spune amin. Vă rog să reocupați locul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce seară minunată. Nu știu, mi s-a părut mie sau formațiile au cântat deosebit în seara asta. Am auzit pe fratele Tică spunând slavă Domnului. Mai încerc o dată. Mi se pare mie sau cu adevărat formațiile au cântat deosebit în seara asta. Ca români, pentru noi, săptămâna asta pregătitoare de Paște e un lucru deosebit, nu știu, eu așa am crescut și mă gândesc că majoritatea de aici. Cu o săptămână înainte de Paște luam vacanță în România, pe timpul lui Ceaușescu. Timpuri vechi, voi nu știți ce e. Și era curățenie generală în casă, nu? În săptămâna Paștelui se făcea curățenie generală în casă. Ce însemna asta? Însemna că fiecare copil din casă trebuia să facă un chore, trebuia să facă ceva, avea un job de făcut și îl făcea în mod benevol. Nu știți ce e benevol? Vă explic imediat. Benevol înseamnă că copilul trebuie să facă de bună voie, dacă nu, mama îl trage de urechi. Asta înseamnă benevol. Veniți la biserică și mai învățați și românește. Și mi-aduc aminte că era groază când venea Paștele și Crăciunul, dar în special Paștele. Pentru că eu aveam două joburi foarte bine precise. Primul lucru, trebuia să curăț balcoanele. Stăteam la bloc, la etajul 2, trebuia să curăț balcoanele. Cred că mai sunt oameni care stau la blocuri pe aici, nu? Și balcoanele erau de alea mari cu geamuri, glazvan se chema. Și ai să fii surprins, domne, în 6 luni, de la Crăciun până la Paște, câte lucruri se adunau acolo. Că toate lucrurile se puneau acolo și Cristi trebuia să facă curățenie pe balcoane. Dar nu orice fel de curățenie. Nu. Trebuia să scot totul afară. În living room, în sufragerie, n-aveam unde să le arunc jos. Și apoi trebuia să aspir, să mătur și să spăl pe jos. Să aștept să se usuce și apoi să duc înapoi toate lucrurile, să le pun frumos, fain, în ordine, nu oarecum. După ce am terminat, venea mama la control și mă întorcea înapoi, dacă nu era bine. Și eu auzeam afară mingea cum se bătea și prietenii mei, abia așteptam să ajung. Oh, ce copilărie nefericită am avut eu. Al doilea job care l-aveam după ce terminam balcoanele era să scutur covoarele. Cine știe de aici ce e aia să scutur covoarele? Aha, sunt câțiva de-a mei, de pe timpul
Lumetusala, da. Covoarele trebuiau strânse așa ca o clătită, da? Frumos, fain. Trebuia să le pui pe umăr, să te uiți pe geam să vezi dacă cumva bătătorul era liber. Că dacă nu, trebuia să stai la rând. Mie îmi plăcea să stau la rând, că mai bătea mingea. Dar la ora de, covoarele trebuiau să fie întinse jos. Și o chestie pe care, domne, n-am reușit-o niciodată, este să bat un covor până nu mai iese praful din el. Dumneavoastră ați reușit? Să vă spun un secret. După 10 ani de folosire, dacă îi dai 1000 de lovituri, dacă îi dai 1000, una, tot mai iese praf din el. Oricât am încercat să scot praful din el, nu reușeam. Și trebuia să-l rotesc, să-l pun în spate și covoare grele, fraților, nu de alea mici. Știți dumneavoastră de care? Persane. Puternice. Trebuia să-l scot, să-l rup. Wonderful. Nu așteptam sărbătoarea asta deloc. Nu așteptam săptămâna asta deloc. Era un dezastru pentru mine. Dar trebuia să fac. Și întotdeauna m-am întrebat, dom'le, de unde e moda asta cu curățenia asta generală? De unde s-au luat românii ăștia să facă curățenie înainte de Paști? Dar curățenie, nu așa. Nu puțin sub covor și gata. Nu, curățenie. Și am învățat că evreii au un ritual, o tradiție. Înainte de Paște, ei încep curățirea rituală, tradițională, a casei, căutarea ceamețului, adică a aluatului, a fărâmiturilor. Și în mod metodic, ei intră în fiecare cameră a casei și caută fărâmiturile. Și au un inventar cu fiecare cameră și în fiecare cameră câtă mobilă au și ce canapea și ce pat. Și intră acolo ca trupele astea de comandă. Toată casa face asta. Și caută prin canapea fiecare picătură, fiecare crumb, fiecare bucățică de ciocolată, orice lucru care se obține prin fermentare. Ăla-i ceameț. Și după ce au terminat o cameră, bifează și trec la cealaltă. În mod metodic, cu mare atenție. Se face o listă și este o regulă. Cu o săptămână înainte de Paște, nimeni nu mai are voie să intre cu mâncarea din bucătărie în casă, ca nu cumva o bucățică de ceamez, de aluat, să cadă cumva pe acolo și să fie casa întinată. Mulți ar trebui să băgăm regulile astea tot timpul anului, la noi în casă. Și în joia, când noi luăm cina, cu 24 de ore înainte de începerea șabatului, ei iau o lingură, o lumânare și o pană. Și în mod tradițional caută orice bucățică de ceamez, orice bucățică de aluat. Foarte metodic, foarte atenți ca nu cumva casa să nu fie gata pentru Paște. E bine, în seara din care vorbim noi, casa asta era gata. Marta și femeile au avut grijă să nu fie nimic acolo, să sclipească de curățenie. Și uitându-mă la pasajul ăsta, am zis, Doamne, ăsta e un text foarte greu. Vă mărturisesc, ăsta e un text foarte greu. Odată că e bătătorit, a doua că ce să spui de aici? Cum să scoți în ceea ce privește pregătirea pentru Paște. Și am înțeles că sunt niște lucruri extraordinare în acest text. Și în seara asta vreau să vorbim despre cum să ne pregătim pentru Paște. Cum să ne pregătim pentru Paște. Că e ultima duminică înainte de Paște. Joi avem cina, vineri, vinerea mare și duminică sărbătorim învierea Domnului. E bine, cu 6 zile înainte de Paște, în Betania, la circa 1 mile, 2 de Ierusalim, Domnul Iisus intră în casa aceea și la masă stă cu Marta, cu Maria, cu Lazar și cine știe cine o mai fi fost pe acolo, inclusiv ucenicii, evident. Și primul gând din această seară pentru dumneavoastră și pentru mine, la cum să ne pregătim pentru Paște, este scoate aluatul din casă. Scoate aluatul din casă. Știm foarte bine că în termenul biblic aluatul înseamnă păcat. Înseamnă orice lucru dospit, orice lucru care duce la rău.
Studiind pentru mesajul ăsta, am văzut că data exactă a acestei întâmplări, foarte ciudat, este 29 martie. Pentru că pe 6 aprilie Domnul Iisus avea să fie crucificat și am zis, îs prea înaintat în vârstă să mai cred în coincidențe. Na, nu se poate. Nu există coincidențe, există numai lucruri pe care le face Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Și am zis, dacă e așa, înseamnă că Dumnezeu are o lucrare în seara aceasta. Mai crede cineva că Dumnezeu este aici, în prezent, în mijlocul nostru? Binecuvântat să fie numele Său. Fiindcă știa ce valuri va stârni intrarea lui triumfală, Domnul trage puțin la Betania, un loc liniștit, frumos, în pace, înainte să intre în Ierusalim. Și acolo se întâmplă ceva ciudat pentru mintea noastră contemporană, un lucru pe care foarte greu putem să-l înțelegem. Maria ia un vas de alabastru, un vas cu un litru de mir, de nard, foarte scump, dacă îl vindeai, era salariul pe un an de zile. Și îl sparge ungând picioarele Domnului și ștergându-i picioarele cu părul ei. E greu să înțelegem cu mintea noastră de astăzi. Ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat așa? Și vedem că ucenicii în alte evanghelii scrie, dar aici Ioan specifică că Iuda a dat o certe. Și Domnul i-a spus, las-o în pace. Las-o în pace. Că ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Un bărbat de 33 de ani care vorbește de îngropare. Un bărbat în plinătatea vârstei care se pregătește pentru moarte. Iisus avea doar 33 de ani. Și Biblia spune că Maria îl pregătea pentru înmormântare. Cu doar câteva zile înainte de cina cea de taină, cu doar câteva zile înainte de vinerea cea mare, cea mai neagră vineri din istoria omenirii, cu doar câteva zile înainte să fie pus în mormântul rece, Mântuitorul se pregătea pentru înmormântare. Și toți evreii se pregăteau să sărbătorească eliberarea lui Dumnezeu, să pregăteau să sărbătorească viața și Domnul Iisus se pregătea pentru moarte. Foarte paradoxal. Ei bine, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce sărbătoreau evreii de Paște? Și ce sărbătoresc în continuare? Eliberarea de sub jugul egiptenilor, nu? Sărbătoreau salvarea pe care Dumnezeu a dat-o întâilor lor născuți prin sângele mielului pus pe ușorii ușii. Asta sărbătoreau evreii și asta sărbătoreau și astăzi. Și ce interesant! Fiindcă noi știm că asta erau doar umbra lucrurilor viitoare. Nu? Ce sărbătoreau evreii și ce sărbătoresc ei încă este doar umbra lucrurilor viitoare. Ei sărbătoreau un miel jertfit cu mii de ani înainte și mielul sfânt al lui Dumnezeu era în mijlocul lor, binecuvântat să fie numele Său. Ei sărbătoreau o umbră, un lucru care se împlinea atunci, în mijlocul lor. Și totuși ei sărbătoreau și sărbătoresc o umbră. Să sărbătorească trecutul când viitorul e în mijlocul lor. Ce interesant! Săptămâna asta trebuie să mă duc la MVD, DMV, să-mi schimb permisul. Adică nu permisul, poza. Din cauza că poza e veche de 12 ani. Eu n-am știut că după 12 ani trebuie să schimb poza. Și apoi am înțeles când m-am uitat la cele două poze și la diferența dintre ele. O, da, în 12 ani omul se schimbă. Poza din 2003 e o umbră a ceea ce sunt astăzi. Soția spunea că o umbră mult mai slabă. Și are dreptate. Dar era doar o umbră. Ăsta e modelul din 2015. Asta e realitatea. A fost ailele ce ai fost în 2003. E bine, și în fața legii, pentru ca un permis de conducere să fie legal, trebuie să ai poza nouă, poza reală. Nu poți să vii cu umbra din 2003. E bine, evreii sărbătoreau un miel jertfit cu mii de ani în urmă. Și mielul lui Dumnezeu era în mijlocul lor. Ăsta este pericolul multor biserici care se odihnesc
Biserici care sunt încorsetate de cutume și tradiții vechi de sute de ani și uită că Hristosul înviat este în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie numele Său. Ierusalimul se pregătea de sărbătoare și sărbătoritul era în mijlocul lor. Să nu lași în seara asta să treacă sărbătoritul pe lângă tine. Să nu lași. Și ai să spui, cum, Doamne, cum să fac lucrul ăsta? Cum să mă pregătesc? Auzi ce spune Pavel în 1 Corinteni 5 cu 7. Ascultați cu atenție. Măturați aluatul, ce ameți, aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Scoate aluatul din casă. Înainte de sărbătoare, să scoatem aluatul din inimile noastre. Paștele nu se sărbătorește oricum, prea iubiților. Trebuie făcută curățenie generală. Să nu fim doar ca evreii care au numai ritualul, au slova, dar nu au viața. Să ne măturăm casele de orice dospeală, de orice răutate. Pentru că aluatul, cum am zis, este asociat cu păcatul. Mielul lui Dumnezeu era cu ei acolo la masă. Și ceva ciudat se întâmplă, cum am spus, Maria sparge acel vas și unge picioarele cu parfumul. Și al doilea lucru pe care în seara asta trebuie să te întreb și trebuie să mă întreb ca să mă pregătesc pentru Paște, este ce faci cu parfumul ajuns la tine? Ce faci cu parfumul ajuns la tine? M-a rugat și am zis, Doamne, de ce a fost nevoie ca femeia asta să-ți ungă picioarele? Pentru că pentru mine nu face niciun sens. De ce a trebuit să te ungă cu parfumul acela? De ce aveai tu nevoie de ulei de nard? Tu nu știai că vei învia? Și că mirosul acela, uleiul acela nu te ajuta la nimica? Doamne, tu n-ai vei nevoie să fii curățat, nu? Că nimic nu este mai curat decât Fiul lui Dumnezeu. El este mielul fără cusur, curat, sfânt, 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 de trei ori sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Tu n-avei nevoie să fii curățit. Doamne, tu n-avei nevoie să fii parfumat. Tu ești jertfa de bun miros al lui Dumnezeu. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, așa spune cântarea cântărilor. De ce a trebuit să fii parfumat, Doamne? Și răspunsul pe care l-am primit și îl împărtășesc cu dumneavoastră în această seară este următorul. Mirul a fost vărsat pentru ziua îngropării, dar mirosul, parfumul, a fost pentru cei care erau la masă. Mirul a fost pentru ziua îngropării, cum a zis Domnul, dar mirosul, parfumul, a fost pentru cei de la masă. Uitați-vă cu atenție ce spune Ioan, versetul 3 din capitolul 12. Zice, Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului, a parfumului. S-a umplut casa. Toți au observat mirosul. Că zice, s-a umplut casa. Oricine era acolo a putut să simtă acel parfum și a trebuit să aibă o reacție. A trebuit să aibă o reacție. Nu este unul în casa aia care să nu fi simțit mirosul ăla deosebit de parfum. Și reacția unui om când simte un miros de parfum deosebit, care este? Care este? De plăcere. Asta e reacția normală. Omul trebuie să spună, am adus un parfum aici cu mine, sper să le placă la frații ăștia doi, că vreau să-i încerc pe ei. Vreau să văd cam ce spun ei despre mirosul ăsta de parfum. Jeff, hai să încercăm cu tine. Ha? El are nevoie care nasul un pic înfundat de la alergii. Cum e? It's a very nice one. Aș vrea să vă dau la toți, dar n-am. Reacția este asta. Wow! Ceva se întâmplă în creier. Să petrec niște schimbări chimicale deosebite. Și totuși,
Iuda. Reacția lui Iuda. Și celelalte evanghelii spun că și el alți ucenici, că de obicei un Iuda de asta își face ceva acoliți pe lângă el, îi convinge pe câțiva de prin cercul lui că să puteau face lucruri mai bune, domne, cu parfumul ăsta scump. Auziți, Luca, ăsta Iuda a comentat. Sunt printre noi oameni, știți foarte bine, care vor comenta la orice lucru bun, orice. Muzica e bună, dar e prea tare, predicatorul e bun, dar e prea lung, aia cântă bine, dar uite cum se îmbracă. La mirosul Evangheliei trebuie să ai o reacție. Și mă rog în seara asta, ca mirosul ăsta e Evangheliei care a ajuns la tine, să provoace o schimbare în bine în tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Auzi ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă, un parfum a lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei pe care sunt pe calea pierzării. Pentru ăștia din urmă o mireasmă, un parfum de la moarte spre moarte, pentru ăilalți o mireasmă, un parfum de la viață spre viață. Ce faci cu parfumul ajuns la tine? Ce faci cu mirosul ăsta deosebit, care ar trebui să te încânte, care ar trebui să te facă să iei decizii noi pentru Dumnezeu? Ar trebui să declanșeze o reacție și mă rog în seara asta să fie o reacție de la viață spre viață. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iisus a trebuit să fie uns, dar s-a lăsat parfumat pentru ăia de acolo, pentru toți ăia ca să simtă mirosul. Și ca toate acțiunile pe care le face El, toate lucrurile pe care le-a făcut El în timpul vieții sale și lucrul ăsta, are o natură profetică. Te bucuri de Hristos în seara asta? Te bucuri de Evanghelie? Ești gata să slujești, cum se spunea mai devreme, cu tot ce ai tu? Și după ce ai slujit, să spui, Doamne, sunt o slugă netrebnică, am făcut ceea ce era dator să fac. N-am dreptul nici măcar să ridic privirea, să te privesc în ochi. O, Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta. Oprește-te din tot ce faci în seara asta. Că trebuie să dai un raport. Trebuie să ai o reacție față de parfumul Evangheliei. Dumnezeu să ne ajute pe toți. De ce? Pentru că în pregătirea de Paște trebuie să scoatem aluatul din casele noastre, trebuie să avem o reacție față de vestea bună a Evangheliei, față de parfumul care vine de pe picioarele lui Hristos. Știți de ce? Pentru că trebuie să fii pregătit pentru îngropare. Trebuie să fii și trebuie să fiu pregătit pentru îngropare. Ia, am zis și eu, mă, ultimul punct a tău să fii cu o groapă, nu prea pare așa de... Nu? Predica o termin pe un ton înalt, dar aveți puțin tică răbdare, vorba lui Nai, ca să avem cu alu Caragiale. Iisus trebuia să fie pregătit de îngropare cât timp era în viață, da? E bine, în seara asta El se așteaptă la fel de la noi. El se așteaptă în seara asta la fel de la tine, frate, și de la tine, soră. Știm foarte bine că plata păcatului este moartea. El a trebuit să plătească pentru păcatele noastre cu propria-și viață. Prin urmare, ca să ajungem la Dumnezeu, toți de aici trebuie să murim, dar să murim față de păcat. Asta este cheia, prea iubiților. Aici este cheia. Când ne-am botezat, am murit. Am fost îngropați. De aceea, spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știi de ce mulți chiopătează? Știi de ce mulți cad? Știi de ce mulți evangheliști de ăștia puternici, păstori cu faimă, ajung să facă bucăți, să cadă la pământ? De ce? Pentru că n-au murit față de păcat. Pentru că nu s-au lăsat îngropați cu firea asta pământească și să fie înviați împreună cu Hristos. Nu au murit împreună cu Hristos. Nu au murit față de păcat. Au o înțelegere rațională a Evangheliei, cum majoritatea de aici o avem. O înțelegere rațională a Evangheliei, dar nu au murit față de păcat și prin urmare nu pot să trăiască pentru Hristos. Știți ce spunea John Piper? Spunea, you can read theology 10 hours a day, 40 years in a row, and not know God is beautiful
all-satisfying, highest treasure of your life. Who cares about knowing God the way the devil knows God? Poți să citești 10 ore de teologie pe zi timp de 40 de ani și să nu știi că Dumnezeu ăsta minunat e tot de ce ai tu nevoie. E suficient pentru tot ce ai tu nevoie. E cea mai mare comoară a vieții tale. Cui îi pasă că îl știi pe Dumnezeu așa cum știu și dracii despre El? Preiubiților, în seara asta, Hristos așteaptă de la noi să fim îngropați. Euul nostru să fie îngropat. Firea noastră să fie îngropată. Poftele noastre, invidia, ura, lucrurile rele care nu-i plac lui Dumnezeu trebuiesc să fie îngropate. Noi vrem să-i ducem pe oameni în rai și dacă îmi putea, i-am și împinge acolo. Și bine asta, nu-i nimic rău. Însă facem o mare greșeală. Fiindcă credem că o baie acolo și o mărturisire publică e de ajuns. Nu-i de ajuns. Oamenii trebuiesc învățați, împinși de la spate, să moară. Să moară față de lumea asta, să moară față de poftele astea, să moară față de lucrurile rele care nu plac lui Dumnezeu. Și după ce ai murit, atunci ești bun de înviat și ești bun de trăit pentru Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei trebuie să simtă mirosul plăcut al parfumului său și abia atunci pot să înțeleagă că pot trăi cu adevărat pentru Hristos. Nu-i de ajuns să fii emoționat, dragule. Nu-i de ajuns să vii aici, să stai cu mâinile pe sus, asculți Hillsong în mașină. Oh, praise Jesus. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns să vii la fiecare program de rugăciune și să asculți numai cântări cu acordeonul. Nici asta nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns nici măcar să știi scripturile din scoarță în scoarță. Că și farisei le știau, și cărturarii le știau, și spune aici că se pregăteau să-L omoare nu numai pe Iisus, ci și pe Lazar, să șteargă dovada, dovada divinității lui Hristos. Trebuie să fii mort, crucificat, ca Iisus să te poată învia și să poți să trăiești pentru El. Doamne, ajută-ne la aceasta în această seară. Vreau să vă spun ceva. Câteva minute și termin. Avem o mulțime de zombies în bisericile noastre. Știți ce să ia zombies? Ăștia tineri știu. E o fabulă, bineînțeles, nu există așa ceva. Înseamnă că nici vii nu sunt, nici morți nu sunt. Sunt așa, nici în clocot, nici reci. Așa, căldicei. Că dacă ești rece, ești mort. Dead. Nu ești bun de nimic. Dacă ești fierbinte, trăiești. Dar dacă ești căldicel, ce ești? Ești așa, nici în clocot, nici rece, ești așa, un pic de zombi. De asta, frătiucule, nu te poți lăsa de pornografie și de masturbare, de aia. Pentru că ești un zombi. Asta e adevărul. De asta, surioară, nu te poți lăsa de bârfă și trebuie neapărat să te îmbraci într-un anumit fel ca să te vadă alți bărbați. De aia, că ești un zombi, half dead, nici vie, nici mort. Și Hristos ne cheamă în seara asta să murim cu totul față de păcat, ca să putem să fim vii pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. În seara asta, dacă nu ai murit, pregătește-te să mori pentru păcat. E singura șansă să fii îngropat, să îngropi bârfa, să răstignești gândurile rele, să renunți la site-urile pornografice. Asta să le îngropi. Și Dumnezeu îți dă putere, dacă vrei cu adevărat. Mirul, parfumul a fost pentru noi. Evanghelia asta care ajunge prin cuvinte la tine trebuie să provoace o reacție în seara asta. Ori să spui, da, trebuie să mă schimb. Da, trebuie să mor, trebuie să fiu îngropat ca să trăiesc cu Hristos. Sau să-i spui, poate altă dată. Poate cu altă ocazie. Iisus ne vrea vii pentru El. Plin de viață, nu viață odată, la o convenție. Avem o convenție în mijlocul nostru, avem viață, strigăm, plângem. Nu viață numai când vine un predicator bun din altă parte. Întotdeauna aia din altă parte sunt mai buni. Iarba e mai bună și mai faină și mai verde la vecinul. Știm asta. Nu numai atunci, ci în fiecare zi să fim vii pentru Hristos. Să ai viață, frate. Și știi când ai viață? Ai viață când o dai altuia. E foarte simplu.
ai viața în tine când o dai altuia. Când spui o vorbă de har. Când bagi mâna în buzunar și l-ajuți pe unul necăjit. Când stai cu un tânăr care știi că se luptă cu niște lanțuri și vorbești cu el la două dimineața și îi spui, mă rog pentru tine. Don't do it, man. Don't do it. Mă rog pentru tine. Așa dai viață. Asta este testul, dacă avem viața sau nu avem viața. O, dacă toți pe care i-am botezat ar fi îngropați, ce biserici am avea, dacă toți care se roagă aici cu voce tare ar muri mai întâi, ce mișcare puternică s-ar produce, ce miros frumos am face în societate, câți oameni ne-ar urma, fiindcă mirosim a Iisus. Ce faci cu parfumul în seara asta? Pentru că l-ai pe haine, l-ai primit în urechi, l-ai primit în inimă, în suflet, trebuie să iei o decizie. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință și care răspândește prin noi în orice loc mireasma, parfumul cunoștinței lui, binecuvântat să fie numele Domnului. În seara asta, parfumul Evangheliei a ajuns la tine. Ce reacție vei avea? La masa aceea seara era mielul lui Dumnezeu. Era Lazar dovada că el este Fiul lui Dumnezeu și era mirosul puternic a Evangheliei. Ce mare binecuvântare! Ei bine, vreau să vă spun că în seara asta este la fel. V-am întrebat la început, credeți că Hristos este aici? Și majoritatea a ridicat mâna și a spus că da, Hristos este prezent în biserica sa, binecuvântat să fie numele Său. E bine, este cineva aici înviat din moarte spirituală? Este cineva aici căruia Dumnezeu i-a iertat o grămadă de păcate? Da, eu pot să ridic amândouă mâinile. Da. Da, aici suntem. E bine, fratele, tu ești Lazar. Eu sunt Lazar. Suntem aia înviați din morți, aia care era morți, nenorociți, călcați în picioare de societate, de păcate, de toate lucrurile cu care eram legați. Dar Hristos, slăvit să fie numele Său, într-o zi ne-a înviat și pe noi, binecuvântat să fie numele Său. Hristos e aici, Lazar este aici, ești tu și sunt eu. Și mirosul ăla frumos, de nard, de parfum, este în mijlocul nostru prin Evanghelia propovăduită. Și în seara asta trebuie să ai o reacție. Cum au avut toți ăia de acolo, trebuie să ai o reacție. Totuși, de acolo, unii au plecat ispitiți. Mirosul acela le-a slujit la condamnare. Mă rog în această seară, ca mirosul pe care îl simțim, Evanghelia, care a ajuns până la noi, să fie pentru mântuire. Cum să ne pregătim pentru Paște? Mătură tot alatul din casă, toate lucrurile rele. Toate lucrurile rele. Ia o decizie nouă în seara asta. Ia computerul, dragul meu tânăr, ia computerul și șterge toate folderurile alea cu gunoaie în ele. Fă lucrarea asta. Pregătește-te pentru Paște. Mielul lui Dumnezeu a fost jertfit, dar este viu în vecii vecilor. Noi sărbătorim învierea lui Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Ce faci cu mirosul care a ajuns până la tine? Care e reacția ta? Cum vei răspunde în această seară? Ei bine, reacția corectă este următorul. Este reacția pe care a avut-o Domnul. Parfumul ăsta, nardul ăsta, mirosul ăsta, este pentru îngroparea mea. Evanghelia asta să predică ca eu și tu să luăm decizii noi pentru crucificarea eului nostru, a poftelor, a ambițiilor egoiste, a răutății, a urii. Asta este atitudinea corectă. Vreți în seara asta să venim cu decizii noi înaintea lui Dumnezeu? Vreți ca Dumnezeu să ne ajute din zombi, half dead, oameni care nici vii, nici morți, să fim vii pentru Dumnezeu, îngropați și morți pentru păcat, dar vii pentru Hristos. Vezi lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute la acesta. Auziți ce spune în Ioan capitolul 12, adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce își iubește viața, o va pierde. Dar cel ce își urăște viața în lumea asta, adică cel care va muri, o va păstra pentru viața veșnică. Mă uit aici la o mulțime de Lazari.
Mă uit aici la ucenici care în seara asta au simțit mirosul ăsta deosebit frumos al Evangheliei. Ia decizia corectă. Decizia este parfumul ăsta, Evanghelia asta, este pentru îngroparea mea, pentru îngroparea eului meu și pentru proslăvirea lui Hristos cu toată viața mea. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.